De câteva zile, atmosfera de primăvară se simte și mai bine în centrul Ploieștiului. Și asta datorită modului în care a fost decorată zona de angajații Serviciului de Gospodărire Urbană, cu inimioare agățate pe crengile copacilor și arcade cu flori. Mi se pare foarte frumos față de alți ani, chiar frumos și deosebit. Da? În fața Ploieștiului, da. Cu toate că mai multe de făcut. Ceva, e o noutate. Pentru tineret, pentru noi pensionare, ne mai bucurăm de o priveliște mai frumoasă. Și mărțișoarele ne aduc bucurie în suflet, știm că vine primăvara. Eu trăiesc chiar în centru și văd că s-au pus tot felul de simboluri, vine primăvara. N-am observat. Uitați-le. Ah. Cum vi se par? Frumos, da. Adică anunță primăvara, mărțișorul. Da. Vă bucurați de peisaj? Da, mă bucur, da. Foarte rar reușesc să iau pe jos în oraș, dar am sesizat faptul că de la intrare de acolo s-a schimbat ceva, e un pic mai vesel. În același timp am sesizat înainte de stație, cum este acel banner mare pentru reclamă, nici nu contează ce este, dar e fix pe mijlocul drumului în care și noi am încercat să circulăm. Înțeleg că sunt niște taxe bune pentru primărie, dar adică vedem într-un permetru foarte scurt și că ne pasă îmbunătățim ceva, dar nici că îmbunătățim total. Deci e un mix. Mă, nu știu, mi se pare drăguț, foarte drăguț. Dacă și liniaște. Da, e ok. Ce ți inspiră peisajul din zona Târgului de Mărțișoare? Pom înflorit, parcă. Dragoste înflorită, cred că asta vrea să simbolizeze, sincer. Da, e ceva frumos. Adică, personal, îmi place cum arată zona asta de aici, pietonală, nu sunt mașini, prefer așa. Sunt numai puțin de 600 de inimioare agățate în copaci și 10 fundițe cu culorile mărțișorului. Asta în timp ce pe arcadele de pe pietonală au fost puse 300 de ghivece cu flori, iar la baza acestora, pentru stabilitate, au fost puse ghivece de lemn cu tuia și aproximativ 800 de panseluțe. Tot decorul a fost amenajat într-o singură zi de lucru de către personalul SGU, plantele fiind îngrijite zilnic tot de aceștia.